relația bărbat-femeie într-o relație intimă. Cred că sunteți de acord cu mine că de-abia e o mugâldeață de om și începe să se joace de mama și de tata. Și apoi nu-i omijit bine ceva pe sub nas și începe să caute prietena. Deja în gimnaziu e ceva normal. În liceu încep să fii depășit. La facultate ești bătut în cap dacă nu ai ceea ce trebuie. Și apoi a venit vremea și te-ai căsătorit. Până aici ți-ai pierdut energiile ca să te căsătorești. Și te-ai căsătorit și apoi încep bătăliile ca să supraviețuiești. Cei mai mulți reușesc sau nădăjduiesc că reușesc. Dar o bună parte nu mai reușesc. Și atunci încep bătăliile să scapi. Și cum să o faci? Și dacă ai scăpat, încep alte bătălii. Pe cine să găsești? Și apoi a doua supraviețuire, a doua moarte. Și continuați dumneavoastră. De aceea cred că dacă suntem foarte onești cu noi, relația dintre bărbat și femeie ne consumă cea mai mare parte a vieții noastre. Despre ea s-a scris, s-a compus, se vorbește cel mai mult. Uitați-vă la filme, uitați-vă la, sau ascultați muzică, citiți romane și veți vedea că despre relația bărbat-femeie se vorbește cel mai mult. Din nefericire, se discută la modul serios, cel mai puțin. După masa aceasta, aș vrea măcar câteva adevăruri să le putem stabili cu privire la relația bărbat-femeie. Și Apostolul Pavel, și mulțumim Duhului Sfânt al lui Dumnezeu că l-a inspirat să scrie acest capitol, capitolul 7. Dacă acum două săptămâni când am discutat despre relația bărbat-femeie am abordat ce nu-i corect, relația extraconjugală, curvia, astăzi vom încerca să vedem ce-i corect și ce-i cel mai bine. Și textul nostru are trei părți și echilibrat împărțit. Primele 16 versete se ocupă de cei căsătoriți. Ultimele 16 versete se ocupă de cei necăsătoriți. Și între cele două este pus un principiu. Atât pentru unii, cât și pentru ceilalți. Care e principiul care face ca indiferent în care parte ești, tabăra celor căsătoriți sau tabăra celor căsătoriți, să poți trăi eficient și împlinitor. Și care e principiul pe care dacă îl calci, indiferent în care tabără ești, a celor căsătoriți sau celor necăsătoriți, să falimentezi. Dați-mi voie să pornesc de la principiu. Pentru că cred că ați început să vă obișnuiți că de fiecare dată când vorbește Pavel despre orice altă problemă, el are un adevăr, are un principiu care este legat întotdeauna de Hristos. Și acest principiu reglementează și abia când îl înțelegi, acest principiu, poți rezolva corect problema. Și de aceea, înainte de a discuta efectiv problema celor căsătoriți, sau problema celor necăsătoriți, dați-mi voie să spun câteva cuvinte despre principiul pe care îl abordează Pavel. Și aș pleca tot așa de la o constatare. Iarăși, dacă suntem foarte uneși cu noi, cred că majoritatea dintre noi am căzut în capcana următoare. Dacă reușesc să schimb ceva din contextul în care mă găsesc, voi sluji mai bine lui Dumnezeu. Dacă reușesc să schimb complet contextul în care mă găsesc, statutul pe care l-am, sigur
voi sluji mai bine lui Dumnezeu, voi fi mai împlinit. Când ești copil, aștept să crești. Când ești tânăr și tânără, să pleci de la părinți. În sfârșit să fii pe picioarele tale și atunci să vezi viață. Și pe când o să ai și banii tăi, nu, pe atunci chiar că. Și dacă te mai și poți însura și mărita raiul pe pământ. Și apoi vrei să se mai schimbe ceva. Să ajungi la pensie, ca să fii liber. Și apoi ce să mai aștepți? Schimbarea completă. Să-ți lași trupul, să te poți duce, că te-ai săturat de el. Dacă ești angajat, ce ți-ai dorit să ai tu propria ta firmă? Dacă ai firmă, ți-ai luat năcazuri pe cap și uneori tânjești să fii și tu unul dintre angajați. Și așa mai departe. Toți credem că dacă s-ar schimba ceva din contextul în care ne găsim, am fi mai eficienți în slujirea lui Dumnezeu. Lucru fals. Și dacă ne uităm la versetele 17 la 24, este principiul pe care îl spune Apostolul Pavel. Și anume, fiecare să rămână cu Dumnezeu în starea în care a fost chemat. Indiferent care este această stare. Și el pomenește în textul nostru patru situații, dintre care dezvoltă două, dar se aplică la orice situație. Cele patru situații sunt: dacă ai fost chemat când erai tăiat sau netăiat împrejur, nu-i absolut nicio problemă. Rămâi așa, tăiat sau netăiat împrejur. Dacă ai fost chemat când erai rob, sclav, nu-i nicio problemă. Rămâi sclav. Dacă poți, fă-o, dar nu-ți pierde timpul să te eliberezi. Dacă ai fost chemat când erai căsătorit, rămâi căsătorit. Nu-i nicio problemă. Dacă ai fost chemat când erai necăsătorit, rămâi necăsătorit. Nu pierzi nimic. De ce? Pentru că există un adevăr valabil pentru toți, indiferent de contextul în care se găsesc. Și adevărul este acesta. Versetele 22 și 23. Robul chemat în Domnul este un slobozit al Domnului. Tot așa, cel slobod care a fost chemat este un rob al lui Hristos. Voi ați fost cumpărați cu un preț, nu vă faceți dar robi oamenilor. Dați-mi voi să explic puțin cele spuse. Noi credem că schimbând contextul, adăugăm ceva, fie la valoarea noastră, fie la resursele necesare ca să trăim frumos, împlinitor, să-i slujim lui Dumnezeu. În ultima instanță, aici se reduce totul. Dacă reușesc să schimb ceva la contextul sau din contextul în care mă găsesc sau să-l schimb total, voi găsi ceva care mă împlinește sau care adaugă ca și resurse ca să pot fi împlinit. Și textul nostru ne spune așa, fals. Noi am fost cumpărați cu un preț și de drept aparținem lui Dumnezeu. Suntem robii lui Dumnezeu. Un adevăr. Al doilea, n-am fost cumpărați ca să fim sclavi, ci am fost cumpărați să fim liberi. Și de aceea, pentru că am fost cumpărați, nu există nimic care să ne poată înrobi. Pentru că am fost cumpărați să fim ai lui Dumnezeu. Și pentru că am fost cumpărați să fim ai lui Dumnezeu, dar nu ca și sclavi, ci ca și liberi, înseamnă că în Hristos avem toate resursele necesare ca să trăim liberi.
Și de aceea nu există nici context, nu există nici situație, nu există nici statut social care să mă poată opri, să nu pot trăi pentru Dumnezeu. Și de aceea nu există nimic, nici statut, nici context care să poată adăuga ceva la resursele pe care le-am în Hristos și să mă facă mai trăitor în ascultare de Dumnezeu. Pentru că înseamnă că nu avem totul în Hristos. Nu suntem complet eliberați. Dar dacă am fost făcuți slobozi și dacă am fost cumpărați, înseamnă că nu mai este nimic care să poată avea pretenții asupra mea? Și înseamnă că am fost cumpărați să fim slobozi, avem toate resursele să putem trăi. De aceea nu există nimic care să mă împlinească în afară de Hristos, să adauge ceva la valoarea mea, orice aș schimba. Omul căsătorit nu-i cu nimic mai valoros decât omul necăsătorit. Omul care trăiește în cea mai săracă țară de pe pământ, undeva prin Africa, numiți-o dumneavoastră, că nu vreau să jignesc pe nimeni, și este unul dintre cei mai săraci oameni de acolo, nu-i lipsește nimic ca să poată trăi împlinitor în toată plinătății lui Dumnezeu. Și de aceea, schimbând țara respectivă cu Statele Unite sau cu care vreți dumneavoastră, nu adaugă nimic nici la valoarea lui și nici la resursele necesare trăirii în ascultare de Dumnezeu. Acesta este principiul. În Hristos, Dumnezeu ne-a făcut liberi. De aceea, credincioșia față de El nu depinde de statutul meu social. În Hristos, Dumnezeu ne-a făcut liberi. De aceea, credincioșia mea față de Dumnezeu nu-i dependentă de nimic. Nu-i dependentă de niciun statut social. Ci, indiferent de statutul pe care l-am, pot 100% să fiu credincios lui Dumnezeu. Acum aș dori să luăm principiul și să ne uităm la felul în care Pavel îl aplică acest principiu în cele două situații pe care am spus că le prezintă. Celor căsătoriți și apoi celor necăsătoriți. Și vom continua așa cum face și Pavel. Mai întâi cu cei căsătoriți. Și am să spun mai întâi ideea legată de cei căsătoriți și apoi am să o dezvolt. Căsătoria limitează drepturile și libertățile omului, inclusiv în ceea ce privește slujirea lui Dumnezeu. Totuși, nu este permisă neglijarea obligațiilor de soț, soție, nu este permis divorțul pentru slujirea lui Dumnezeu mai deplină sau slujirea mai deplină a lui Dumnezeu. Mai citesc o dată, bine? Căsătoria limitează drepturile și libertățile mele, inclusiv în ceea ce privește slujirea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, nu este permisă, o dată căsătorit vorbesc, neglijarea obligațiilor care decurg din statutul de soț sau de soție, nu este permis divorțul sub motiv că vei sluji mai bine lui Dumnezeu. Și haideți să le luăm pe rând. Căsătoria limitează drepturile și mărește responsabilitățile. Aș vrea să luăm Sfânta Scriptură și să o citim. Știu că nu prea sunteți de acord cu ce zic, dar așa e. Versetul 4. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci stăpân este bărbatul. Tot așa, nici bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci nevasta este stăpână. Apoi,
adaugă responsabilități. Versetul 3 și versetul 5. Bărbatul să-și împlinească responsabilitatea sau datoria de soț. Tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Să nu vă lipsiți, versetul 5, unul pe altul de datoria de soț, decât prin bună învoială. Dați-mi voie să explic puțin. Pavel nu vorbește împotriva căsătoriei că e lucru rău, ci vom vedea ceva mai încolo. Că noi, doar într-un anumit statut social, avem toată libertatea să ne folosim toate abilitățile, toate resursele, cum vrem noi. În momentul în care te-ai căsătorit, ai acceptat de bunăvoie și nesilit de nimeni ca o parte din libertățile tale să ți le limitezi sau să renunți complet la ele. Ai acceptat de bunăvoie și nesilit de nimeni ca să-ți asumi responsabilități pe care atunci când ești singur nu le ai. Și acum trebuie să le faci. Când am fost necăsătorit, nu trebuia să dau socoteală nimănui ce fac cu timpul meu, ce fac cu banii mei, ce fac cu energiile mele, decât bunul lui Dumnezeu. Dar eram liber să-mi completez agenda cum doresc eu. Și eram liber să-mi fac bugetul cum vreau eu. Și eram liber să fac cu trupul meu doar ce vreau eu. În momentul în care m-am căsătorit, acest cum vreau eu devine limitat. Pentru că am responsabilități ca bărbat, și același lucru este adevărat, și ca și femeie, față de partener. Căsătoria implică limitare și asumare de responsabilități. Prin simplu fapt că te căsătorești. Pentru că am responsabilități față de nevastă, de viața ei, de bunăstarea ei și față de copii, de viața lor și de bunăstarea lor. Sunt obligații pe care mi le-am asumat prin simplul fapt că am spus da, vreau să iau pe această domnișoară de soție. Și de aceea nu pot pleca de acasă când vreau. Nu pot să am nici abstinență la viața intimă când vreau. Pentru că am renunțat inclusiv la drepturile depline asupra trupului meu. Făceam ce doream cu el, în limitele Scripturii. Dar acum nu mai sunt stăpân, nici eu pe trupul meu, nici soția pe trupul ei. Când m-am căsătorit de bună voie, am dat drepturi celuilalt asupra a ceea ce sunt eu, asupra trupului meu. De aceea, îndeplinirea responsabilităților care decurg din statutul pe care l-am este obligatorie, dacă vreau să slujesc lui Dumnezeu. Dar înainte de a merge mai departe, aș vrea să comentez un aspect. Nu vreau să fiu indecent, ci doar vreau să fiu explicit. Unul din lucrurile care macină tinerii înainte de căsătorie și macină familiile după căsătorie este relația intimă între cei doi. Imagine înainte de căsătorie, pentru că au impresia că acolo-i raiul pe pământ. Și apoi îi nenorocește după căsătorie, pentru că descoperă că nu-i raiul pe pământ. Și apoi, pentru că nu știu ce să facă. Nu de puține ori, în discuțiile pe care le-am avut cu unii sau cu alții, am văzut cum familii s-au nenorocit din pricina acestui aspect al relației intime.
Și Pavel vine și spune lucrurile foarte clar. În momentul în care te-ai căsătorit, nu mai ai dreptul să hotărăști ce faci în relația intimă doar tu. Nu ai voie. Pentru că de bunăvoie și nesilit de nimeni, ai renunțat la dreptul de proprietate singur pe trupul tău și ai semnat un contract în care ești coproprietar asupra propriului tău trup și coproprietar asupra trupului celuilalt. Din acest moment, trupurile nu mai aparțin unuia, ci aparțin ambilor. Ambele trupuri, ambilor. Și de aceea nu mai ai voie să hotărăști în viața intimă unilateral. N-ai chef? Asta e. Nu-ți place? Asta e. Ai văzut că nu merge? Asta e. Vrei tu să te dedici Domnului? Asta e. Interzis. Mai citesc. Bărbatul să-și îndeplinească față de nevastă datoria de soț. Și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, decât doar prin bună învoială. Și apoi explică în ce condiții și voi reveni. Cred că e suficient de clar textul. Din nefericire, inclusiv între credincioși, relația intimă dintre cei doi de multe ori devine obiect de șantaj, obiect de manipulare, obiect de a obține ce vrei. Este distrugător. Este împotriva oricărui lucru gândit de Dumnezeu când a gândit relația intimă. Când a gândit căsătoria. Când Dumnezeu a gândit căsătoria, obligatoriu în căsătorie intră relația intimă între cei doi pe tot parcursul căsătoriei. Cu excepția situațiilor normale. Și cei căsătoriți înțelegeți ce zic. Nu cred că trebuie să explic. În afara acestor situații normale, relația intimă dintre cei doi este parte din viața de căsătorie. Abstinența în căsătorie unilateral, hotărâtă, interzisă. Folosirea relației intime ca să obții ceva, să șantajezi, absolut interzisă. Și Pavel explică de ce. Pentru că în momentul în care faci asta, îl împingi pe celălalt să caute altundeva împlinirea nevoilor pe care tu ești dator sau datoare să-i le împlinești. Pentru că asta înseamnă semnarea contractului de căsătorie. Inclusiv acest aspect. Și atunci când sunt chemat să vorbesc despre lucrul acesta, le spun, nu-ți place acest aspect al relației bărbat-femeie, fă bine, nu te căsători. Nu ești de acord cu acest aspect, nu-ți place acest aspect, fă bine, nu te căsători. Dar nu nenoroci pe nimeni, pentru că ție nu-ți place un aspect care e obligatoriu în relația de căsătorie. Când și cum, prin bună învoială. Nu ești mai sfânt sau mai sfântă, crezând că abstinența, sau prin abstinență în căsătorie. Nu. Nu există acest aspect odată căsătorit. Îl poți discuta dacă ești necăsătorit. Dar abstinența relație intime în căsătorie nu te face mai sfânt sau mai sfântă. De fapt, se pare că asta era problema pe care au scris-o sau despre care le-au scris corintenii. Nu deveni mai sfinți, mai sfinte dacă... Și Pavel zice, nu cumva să vă lipsiți
de datoria de soț. Da, există permisiune abstinenței în următoarele condiții. 1. Prin bună învoială. Amândoi partenerii cad de acord. 2. Pentru un timp limitat. Hotărât de amândoi. 3. Cu un scop bine definit. Căutarea lui Dumnezeu. Slujirea lui Dumnezeu. Post și rugăciune. În rest, nu există motiv pentru abstinență. Repet, în afara cazurilor normale. Așa se cere. Sau așa e cazul. Dar în afara acestor cazuri normale, nu există. Aș merge puțin mai departe. Divorțul nu poate fi o scuză, nu poate fi folosit scuzându-te că vrei să slujești mai bine Domnului. Respectiv, vii și spui, păi, am făcut o prostie. Am fost tânăr și prost. Sau am fost tânără și naivă. Și am luat pe cine nu trebuie. Am ce să fac, dar noi stăm nenorociți sau nenorocită toată viața. Că asta e. Îmi dau seama că nu-i ajutorul potrivit. Și atunci am găsit pe cineva care sigur e ajutor potrivit sau nu este omul pe care să-l urmez. Că un Gheorghe de ăsta cum să-l urmez? Și atunci trebuie să ies din situația aceasta ca să pot să slujesc Domnului mai bine, să fiu mai credincios și mai credincioasă, să fac ceva pentru Domnul, că mă împiedică pe toate căile. Apostolul Pavel a un răspuns foarte clar. Celor căsătoriți le poruncesc nu eu, ci Domnul. Punct. Și anume ce le poruncesc? Să nu se despartă. Odată căsătorit, până la moarte căsătorit. Între credincioși nu există motiv de divorț. Repet, între credincioși nu există motiv de divorț. Pavel face o îngăduință. Nu știu în ce măsură e scris de Pavel sau mai târziu. Dacă cumva nu mai suporți, separă-te. Dar interzisă recăsătoria. Dați-mi voie să spun ceva mai mult. Divorțul nu vine din dorința slujirii lui Dumnezeu, una autentică, ci vine din împietrirea inimii. Nici într-un caz nu ai ajuns la convingerea că e bine să divorțezi pentru că te-a convins Duhul Sfânt și pentru că are o lucrare mare de făcut prin tine. Nici într-un caz nu asta e situația. Ci situația reală că ai ajuns la divorț ca și credincios este că ți-ai împietrit inima. Și dați-mi voie să citesc din spusele Domnului nostru Iisus Hristos, pe care îl citează și Pavel, sau de care spuse se folosește și Pavel, când zice, nu eu vă poruncesc, ci Domnul a poruncit. Matei 19, vin iudei și aduc în discuție această problemă a divorțului, dacă e permis sau nu. Și Domnul Iisus răspunde, și aș vrea să citesc din Matei 19, de la versetul 4. Drept răspuns, el a zis, în versetul 3, ei întreabă, este îngăduit divorțul? Și Domnul Iisus le răspunde, oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască? Și a zis, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Și acum ei vin repede și zic, stai că te-am prins. Moise, o zic că avem voie. Na, asta cum o mai interpretez? Că știi, scrie și în alt text. Na, asta cum? Și Domnul Iisus răspunde simplu. Versetul 8. Din pricina împietririi inimii voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început nu a fost așa. Cu alte cuvinte,
ajungi să iei în considerare divorțul ca și voia a lui Dumnezeu, numai când nu mai cunoști voia lui Dumnezeu. Numai când nu mai vrei să faci voia lui Dumnezeu. Dar niciodată între credincioși ajungerea la punctul în care zici e voia lui Dumnezeu să divorțez, nu vine de la Duhul Sfânt. Nu vine dintr-o sinceră dorință a slujirii, ci dintr-o împietrire a inimii. Mai mult decât atât. Numai că vine dintr-o împietrire a inimii, ci are consecințe rele pentru amândoi. Textul merge mai departe și uitați-vă versetul 9. Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Deci nu numai că dovedește împietrirea inimii, ci te duce să trăiești în prea curvie. Pentru că ți-ai luat din nevastă o altă nevastă. Sau i-ai dat voie nevestei să-și ia de bărbat alt bărbat. Trăiește cu altul care nu este bărbat. Trăiește cu alta care nu este soție. De aceea, schimbarea statutului social din căsătorit în necăsătorit ca și credincios nu duce la slujirea lui Dumnezeu. Pentru că atunci când te-ai căsătorit de bunăvoie și nesilit de nimeni, ai acceptat limitarea libertăților. Ți-ai asumat responsabilități. De aceea este normal să nu mai poți sluji lui Dumnezeu acum, așa cum ai sluji dacă ai fi necăsătorit. Ce-i de făcut? Păi, slujirea lui Dumnezeu. Dar slujirea lui Dumnezeu obligatoriu implică îndeplinirea responsabilităților. Nu poți să-i slujești lui Dumnezeu neasumându-ți și neîndeplinindu-ți responsabilitățile. Și asta exemplific prin celălalt caz pe care îl dă Apostolul Pavel legat de divorț. Până acum am vorbit despre cei credincioși. Dar din versetul 12, Pavel vorbește despre cei necredincioși, sau mai bine zis, relația de căsătorie dintre unul credincios și altul necredincios. Și aici, și vreau să fiu foarte bineînțeles, Pavel nu vine să spună că un credincios a căsătorit cu necredincios. Nu despre asta discută. Atunci, de ce zice unui credincios și unui necredincios? Simplu. Pentru că vorbim de începuturile creștinismului în care s-a propovăduit Evanghelia și oamenii erau toți necredincioși în Hristos Iisus. Și au fost situații în care dintr-o familie a venit la Hristos doar unul și acela devine credincios și celălalt n-a venit la Hristos și acela este necredincios. Și ei s-au căsătorit necredincioși și la un moment dat se trezesc într-o relație în care unul slujește unui Dumnezeu și altul slujește altor Dumnezei. Dar când s-au căsătorit, slujeau acelorași Dumnezei. Și acum Pavel vine și spune, sau ei întreabă, na, ce să facem în situația asta? Pentru că ne-am căsătorit în anumite condiții și acum ne găsim în alte condiții. Ne dă voie schimbarea condițiilor în care suntem să divorțăm? Și Pavel spune, credinciosului nu-i dă voie. Pentru că el trebuie să continue să slujească lui Dumnezeu în statutul pe care îl are. Dacă necredinciosul nu vrea să trăiască cu un altul care slujește altui Dumnezeu, e treaba lui. Tu nu-l poți ține. Dar dacă el dorește să ducă viața împreună cu tine, pe tot restul vieții, stai acolo. Dar de ce să stau acolo? Ca să slujești celui necredincios. Pentru că nu uitați, indiferent care este statutul nostru, noi suntem chemați în primul și în primul rând să slujim lui Dumnezeu în statutul în care ne găsim. Cu limitările pe care ne le dă statutul și cu drepturile pe care ne le dă statutul.
Chemarea este să slujim lui Dumnezeu. Cum? Respectând drepturile și obligațiile unele care ne revin din statutul pe care îl avem. Ești căsătorit, rămâi acolo. Și prin tine celălalt poate fi câștigat. Stai și slujește. Prin tine copiii tăi pot fi sfințiți, aduși la Dumnezeu. Dacă tu pleci, ți-ai schimbat statutul cu nădejdea că vei sluji mai bine lui Dumnezeu. Și intrăm în ceea ce am discutat. De aceea, într-o relație în care atunci când s-au căsătorit, amândoi erau necredincioși și unul a devenit credincios, singurul care are drept să spună dacă dorește să stea mai departe sau nu este necredinciosul. Credinciosul a înțeles, odată căsătorit, pentru totdeauna căsătorit. Statutul în problema căsătoriei este interzis. Și acum aș face un pas mai departe spre celălalt aspect al celor necăsătoriți și aș relua ideea care deja am formulat-o și aș vrea să o dezvolt mai departe. Intrarea în căsătorie sau rămânerea în celibat trebuie să vizeze întotdeauna slujirea lui Dumnezeu. Scopul oricărui credincios trebuie să fie slujirea lui Dumnezeu. Felul în care slujim lui Dumnezeu poate să difere. Spune Pavel în versetul 7, eu aș vrea să fiți toți ca mine, să slujiți lui Dumnezeu cum slujesc eu. Dar există o problemă. Nu toți avem același dar, aceeași chemare de la Dumnezeu. Partea a doua. Dar fiecare are de la Domnul darul lui, unul într-un fel și unul într-alt fel. Dar indiferent care ți este darul, scopul existenței tale pe pământ, ca și credincios cumpărat de Dumnezeu, rob al lui Dumnezeu, este să-i slujești lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este adevărat și pentru cel necăsătorit. Și acum încep să mă îndrept spre cei necăsătoriți. Cred că sunt un număr de pe aici. Și reiau cursa în care cădem cu toții. Avem impresia că se găsește ceva în însăși actul căsătoriei care mă împlinește, care îmi dă ceva ce nu am și nu pot avea decât căsătorit. Atât ca ființă umană, cât și ca și resurse în slujirea lui Dumnezeu. Și de aceea ne căsătorim ca să ne fie mai bine sau să putem sluji mai bine lui Dumnezeu. Și Pavel vine și spune fals. Preocuparea fiecăruia. Și uitați-vă versetele 32 la 34. Spune, trebuie să fie slujirea lui Dumnezeu. Eu vreau ca toți să fiți fără griji. Cine nu este însurat se îngrijește de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului. Dar cine este însurat se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă neveste. Tot așa, între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul. Iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului. Cu alte cuvinte, ce spune Apostolul Pavel este că dacă vrei să slujești lui Dumnezeu și vrei să te formezi ca om matur spiritual și ești necăsătorit, necăsătorită, lucru care trebuie să-l pui înaintea ochilor tăi este cum aș putea să slujesc lui Dumnezeu. Nu cum să mă mărit, nu cum să mă însor, ci cum aș putea să slujesc lui Dumnezeu. Aceasta te va forma ca un om care vei sluji lui Dumnezeu, indiferent că vei rămâne toată viața necăsătorit sau te vei căsători. Dacă nu faci lucrul acesta, când vei fi, îți vei schimba statutul, nu-L vei sluji mai bine pe Dumnezeu decât ai făcut-o înainte de a te căsători. Permiteți-mi un scurt exemplu. Când m-am dus prima dată
Să-i cer viitoare mele soții permisiunea să devenim prieteni. În mintea ei, mi-a mărturisit mai târziu, a fost ceva de felul acesta. Dar numai asta îmi lipsește acum. N-am eu destule de făcut. N-am eu destule griji pentru lucrarea Domnului și trebuie să o fac și pe asta, și pe asta, și pe asta. Numai bărbat îmi trebuie. Mai am grijă și de el. Și, stimate domnișoare, se apropia de 30 de ani. Doar unui mi-a lipsea. Și dați-mi voie să vă spun că același om este și astăzi. Atâta dorință cât am văzut la ea în a sluji lui Dumnezeu lângă un bărbat care a băgat-o în multe, n-am văzut la nimeni, fără să se plângă. De ce? Pentru că a învățat esența înainte de a se căsători și a făcut la fel și după ce s-a căsătorit. Și nu vreau să dau exemple, că sunt destule, care umblă să se mărite sau să se însoare ca singura preocupare și va fi singura preocupare și după ce s-a măritat și s-a însurat. De aceea lecția este: ești necăsătorit, nu-ți fă probleme. Mai mult decât atât, dacă ne uităm în text, și n-am văzut până m-am pregătit mai bine acum, 25% dintre versete vin și spun că libertatea maximă pe care o ai în slujirea lui Dumnezeu este fiind necăsătorit. Libertatea maximă, posibilitățile maxime pe care le ai ca să slujești lui Dumnezeu este fiind necăsătorit. Și vă dau versetele 6 la 8, 28, 32 la 35, 38, 40. Zece versete din 40, un sfert din text, vin și spun: ești necăsătorit, ai toate aturile și ai toate libertățile să slujești lui Dumnezeu cum vrei. În momentul în care îți schimbi statutul acesta, nu că nu vei putea să-L slujești pe Dumnezeu, nu că nu vei putea să-L slujești bine pe Dumnezeu, dar acceptă că-ți limitezi libertățile prin care poți să faci. Și de aceea o să-ți fie mai greu. Pentru că adaugi limitare de libertate și adaugi asumare de responsabilități. Și atunci o să-ți fie ceva mai greu. Dați-mi voie să spun puțin lucrurile dintr-o altă perspectivă. Și am să citez dintr-un om al lui Dumnezeu care a trăit acum vreo 600 de ani aproape, Ignațiu de Loyola. În orice alegere bună, atât cât ține de noi, ochiul intenției noastre trebuie să fie simplu, privind numai la menirea pentru care am fost creat, și anume pentru lauda lui Dumnezeu, Domnul nostru, și mântuirea sufletului meu. Și astfel, orice aș alege trebuie să fie de ajutor pentru a împlini menirea pentru care am fost creat, fără a urândui și a trage scopul spre mijloc, ci mijlocul spre scop. Așa cum se întâmplă că mulți aleg mai întâi să se căsătorească, ceea ce este un mijloc, și mai apoi să-i slujească lui Dumnezeu, Domnul nostru, în căsătorie, slujirea lui Dumnezeu care este scop. La fel sunt și alții care mai întâi aleg să aibă beneficii și mai apoi să-L slujească pe Dumnezeu prin ele. Prin urmare, aceștia nu se îndreaptă nemijlociți spre Dumnezeu, ci vor ca Dumnezeu să vină imediat în întâmpinarea înclinațiilor lor neorânduite, făcând astfel din scop un mijloc și din mijloc un scop. În acest fel, ceea ce ar trebui să fie cel din tâi devine cel din urmă. Pentru că, mai înainte de toate, trebuie să țin dinaintea ochilor dorința de a-i sluji lui Dumnezeu, care este scopul, și în al doilea rând a avea beneficii sau să mă căsătoresc, dacă mi se potrivește mai mult,
care este mijlocul în vederea scopului. Căsătoria nu-i scop. Căsătoria este mijloc. Căsătoria nu-i obligatorie. Decât în cazul în care la ceea ce te-a chemat Dumnezeu ca să-i slujești, cere căsătorie. Ne cam pune pe gânduri. Acest om al lui Dumnezeu spune lucrurile ceva de felul acesta. Marea, mare majoritate a celor care se căsătoresc nici nu-și pun problema dacă prin căsătorie pot sluji mai bine sau mai puțin bine lui Dumnezeu. Și pentru ei scopul este căsătoria. Și el zice, nu, scopul este slujirea lui Dumnezeu. Orice faci trebuie să aibă în vedere slujirea lui Dumnezeu. Și mai întâi trebuie să te focalizezi într-acolo. Și apoi să începi să te întrebi, prin căsătorie slujesc mai bine lui Dumnezeu sau mai puțin bine lui Dumnezeu? Și când ai convingerea că prin căsătorie slujești mai bine lui Dumnezeu, dă-i drumul. Dar nu cumva, continuă el pe pagina următoare, să te căsătorești și apoi ajungi la convingerea că nu poți sluji lui Dumnezeu mai bine decât ai fi făcut-o înainte. Pentru că odată căsătorit, nu mai ai dreptul să schimbi statutul. Și de aceea, căsătoria, afacerea, orice, trebuie să le gândim ca și mijloace. Noi mai întâi pornim afacerea, noi mai întâi ne alegem meseria, noi mai întâi ne alegem și după ce le avem pe toate astea, zicem, no, Doamne, cum te-aș putea sluji cu ele? Și Ignațiu de Loyola zice, nu, ai pus carul înaintea boilor și te miri de ce nu se mișcă carul. Pune lucrurile la locul lor. Mai întâi vezi care e chemarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Care e slujirea la care te cheamă? Frământă-te, luptă-te. Și când ai aflat-o, dacă Dumnezeu te-a chemat să slujești, făcând bani, fă bani. Dacă Dumnezeu te-a chemat să slujești fiind ambasador, fă-te ambasador. Dacă Dumnezeu te-a chemat să slujești crescând capre, crește capre. Dar mai întâi să știi care e slujirea pe care tu o ai. Și apoi caută toate mijloacele potrivite care duc mai bine la slujire. Dacă faci lucrurile altfel, te nenorocești și nu vei putea sluji lui Dumnezeu. Dați-mi voie să închei, trăgând câteva concluzii. În ce privește creșterea spirituală, nu uitați, suntem în cartea 1 Corinteni, biserica imatură, și Pavel încearcă să-i ajute să miște, să crească. Și acest capitol este scris ca să încerce să-i miște, să crească. Și lucru care îl găsim străbătând întregul capitol este că trebuie să ne îndreptăm dorințele spre slujirea lui Dumnezeu. Toate celelalte, căsătoria, profesia, afacerea, casa, banii, continuați dumneavoastră, sunt mijloace și nu scop. Dacă vrei să faci pași în creșterea spirituală, în slujirea lui Dumnezeu, obligatoriu, trebuie să schimbi focalizarea pe care o ai, dacă nu ai cea care am spus-o. Și anume, dorința inimii trebuie îndreptată spre cum să-L slujesc pe Dumnezeu. Cum să-L slujesc mai bine pe Dumnezeu. Cum să-L slujesc mai deplin pe Dumnezeu. Cum să-L slujesc cu tot ce sunt pe Dumnezeu. Cum să-L slujesc cu tot ce am pe Dumnezeu. Îndreptarea dorințelor spre Dumnezeu. El să devină scopul existenței tale. Celelalte nu sunt scop. Sunt lucruri colaterale. Când faci din ele scop, ai inversat lucrurile. Și apoi îl faci pe Dumnezeu slujitor
spre scopurile tale. Nu te mira că nu vei crește deloc. De aceea, dacă vrei să faci pași spre creștere, schimbă-ți prioritățile. Scopul existenței noastre pe pământ este slujirea lui Dumnezeu. Celelalte sunt resurse. A doua. Dacă vreau și vrei să crești spiritual, obligatoriu, în statutul pe care îl ai, în locul în care te găsești, trebuie să-ți îndeplinești responsabilitățile. Ca pentru Domnul. Unul din lucrurile care mă scot din sărite și care mă enervează când le aud este: unde te duci, frate sau soră? Mă duc să lucrez pentru faraon. Adică să duce la slujbă. Și o face și cu aere de înaltă spiritualitate. Ca și cum lui faraon poate să slujească de doi bani. Merge acolo să piardă vremea. Merge acolo să citească Scriptura. Merge acolo să meargă să-și facă cumpărăturile. Și apoi se dedică Domnului în ce a mai rămas. Dați-mi voi să vă spun ceva. Am aproape 60 de ani. Și încă nu am văzut oameni care să fi tratat cu ușurință responsabilitățile care decurg din statutul pe care l-au și Dumnezeu să-i fi crescut spiritual. N-am văzut. Pentru că nici fratele Popa nu a văzut. Mulțumesc. Nu există. Nu poți sluji lui Dumnezeu netrăind pentru Dumnezeu în statutul pe care îl ai. Unde ești, unde te-a chemat Dumnezeu, slujește lui Dumnezeu. Și fă-o cu credincioșie, îndeplinindu-ți îndatoririle. Dacă există situații în care poți schimba, spune Apostolul Pavel, fă-o! Dar nu fă din ea capăt de țară. Nu fă din ea. Și de aceea, dacă vrei să crești spiritual și ești elev, ești student, ești muncitor, ești angajat, ești angajator, orice ești, slujește cu toată credincioșia, îndeplinește-ți responsabilitățile date de Scriptură și vei crește spiritual. Altfel, nicio nădejde. Și ultimul lucru care vreau să-l spun. Devenirea mea, împlinirea mea, nu vine din statutul pe care îl am sau din modificarea lui, ci din slujirea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Un alt lucru care iar mă scotea din sărite și încă mă mai scoate. Când iau pe câte unul, dar pe vremea aceea suna mai bine. Păi eu în România nu pot să fac nimic. Cu comuniștii ăștia nu pot propovăde Evanghelia. Vreau să plec din țară, că vreau să slujesc lui Dumnezeu mai bine. Nu prea știu nici unul care să fi plecat cu adevărat din motivul ăsta. Sau, hai să nu zic cu adevărat, că nu pleca cu adevărat, spunând motivul ăsta. Și să aud despre el peste ani, ce lucrări au făcut pentru Domnul. Tot ce am văzut este fotografii cu ce mașină are, fotografii cu masa plină de toate pe vremea în care găseam și noi oase la Ilie Măcelaru și așa mai departe. Asta găseam. Împlinirea lui, slujirea lui Dumnezeu era slujirea pântecelui și a dorințelor. De aceea nu schimbarea statutului te va face mai împlinit, ci doar slujirea lui Dumnezeu în statutul acela. De aceea, dacă crezi că dacă se schimbă ceva și dacă îți pleacă copiii de acasă, o să fii mai împlinit ca și cu copiii acasă. Dacă pleci tu de acasă, de la părinți, o să fii mai împlinit decât dacă stai la părinți. Dacă crezi că în loc de angajat să fii angajator, o să fii mai împlinit sau invers, te înșela marnic. Singurul lucru care te împlinește și te maturizează este slujirea lui Dumnezeu prin resursele date nouă în Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.